Bună dimineața tuturor! Ne aflăm astăzi în Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gabriel din Voluntari. În data de 28 noiembrie, Biserica Ortodoxă Română cinstește pe Sfântul Cuvios Mucenic Ștefan cel Nou și pe Sfântul Mucenic Irinarh, suntem în duminica a 30 -a după Rusalii, iar în cadrul Sfintei Liturghii se citește Evanghelia Dregătorului Bogat a păzirii poruncilor. Suntem astăzi întâmpinați în biserică de Părintele Rădulescu Gheorghe. Să Părinte! Bine ați revenit! Bine v-am regăsit! Într-adevăr, suntem în duminica a 30 -a, după pogorârea Duhului Sfânt. Pericopa evanghelică de astăzi ne arată un tânăr care era foarte bogat, dar un tânăr învățat, care vine la Mântuitorul Iisus Hristos să-L întrebe cum să facă să moștenească viața de veci. Vedem noi că și în zilele noastre tinerii sunt preocupați de, de ce se întâmplă după moarte. Cu toții au întrebări, cu toții stau și... și caută în continuu, caută în continuu. Sunt foarte mulți tineri care vin în Sfânta Biserică și îmi zic, Părinte, mai e ceva după lumea aceasta? Ce se întâmplă după ce trecem în lumea cealaltă? Totdeauna tinerii sunt preocupați de întrebarea aceasta și de multe alte întrebări, pentru că tinerii mereu sunt însetați de a cunoaște cât mai multe. Și îl vedem pe Mântuitorul Iisus Hristos în această pericopă evanghelică, după ce propovăduiește oamenilor și spulseseră învățăturile sale oamenilor, iată se oprește în fața lui un, învăță, un tânăr și îl întreabă, învățătorule bun, ce să fac ca să moștenesc viața de veci? Mântuitorul Iisus Hristos îl cunoștea, pentru că este Dumnezeu adevărat, dar pentru ceilalți din jur care erau de față, îl întreabă: De ce îmi spui bun? Pentru că știi că bun este doar unul Dumnezeu. Iată, tânărul acesta de ce era învățat. Și știa cu cine vorbește. Știa că este Isus, știa că este cel care vine să mântuiască neamul pământesc și de aceea îl numește bun. Apoi, Mântuitorul Isus Hristos îi spune legile din Vechiul Testament. Să nu-l iubești pe Dum, Dom, Domnul Dumnezeul tău, să-ți iubești părinții, să nu ucizi, să nu furi, să nu fii desfrânat, la care tânărul îi spune: Toate acestea sunt ținute de mine din frage de pruncie. Iată, pe lângă faptul că era învățat și era un om bogat, era și un om care ținea legile. Un om de familie bună, educat. Și de aceea era preocupat atât de mult de sufletul său. Și vine înaintea Mântuitorului Iisus Hristos, după cum ți-a spus, și Mântuitorul, după ce îl ascultă și stă de vorbă cu el, îi spune, dacă vrei să fii desăvârșit, vin de toată averea ta și împarte-o săracilor, apoi ia crucea și vino și mi urmează. vedem pe tânăr că se întristează, pentru că ne spune Sfânta Scriptură că era foarte bogat. Nu ne spune nimeni că nu s-a mântuit. Omul era preocupat de sufletul său, de ce se întâmplă după ce moare, după ce pleacă din lumea aceasta, dar iată că încă nu este în stare să lepe de toată viața aceasta, ținând cont că era și foarte tânăr, și să se preocupe doar de suflet, să-și vândă averea, să-și vândă tot ce are, să împartă la săraci și să meargă să-L să urmeze pe Isus. Deci nu scrie nicăieri că nu s-a mântuit. Este de ajuns să ținem învățătura, să fim milostivi, că bănuiesc că dacă știa foarte bine legile, poate că era și milostiv, poate că împărțea celor care erau săraci Correct. sau care erau Necăjiți, făcea zeciuiala făcea, din lege. Făcea zeciuiala din lege pentru că o ținea din fragedă pruncie, după cum spune. Dar iată, pentru a fi desăvârșiți, pentru a ajunge sfinți, pentru a înainta în împărăția lui Dumnezeu, este nevoie și de sacrificii mai mari în lumea aceasta. Sacrificiul suprem pentru el era să vândă toată averea, să o împarte săracilor și apoi să ia crucea și să meargă să-i urmeze lui Isus. Și ne spune Sfânta Scriptură, după ce tânărul a plecat foarte îngândurat, trist, ne spune, de fapt, ucenicii îl întreabă pe Isus și zice, cine se poate mântui? Pentru că mântuitorul și-au văzut și ei că pentru un om bogat este foarte greu să te lepezi de averea aceasta pământească. Și ne spune, ceea ce la om e cu neputință, la Dumnezeu e cu putință. De ce spune lucrul acesta? E de ajuns un moment ca să ne transforme din simpli oameni în adevăra sfinți. Deci este foarte puțin. Vedem tălharul de pe cruce. Exact. S-a mântuit în ultima clipă. De deci ce era tălhar? Avem multe exemple în paterii în care oameni foarte bogați, într-o anumită cumpănă de viață, sau cine știe, o minune, îl avem pe Sfântul Apostol Pavel. A ah. văzut pe drumul Damascului. El era împotriva creștinilor și a fost de ajuns pronia dumnezeiască, o scânteie dumnezească, ca să devină cel mai mare apostol al Mântuitorului nostru Isus Hristos. Poate așa se întâmplă și cu tânărul acesta sau cu oameni bogați, care într-un moment oarecare știm oameni bogați care au făcut biserici. Care au făcut mănăstiri, care au făcut lucruri minunate. Iată, a fost de ajuns un moment în care Dumnezeu să le dea un semn și ei să poată să facă lucruri mari. Este de admirat faptul că și astăzi, în zilele noastre, tinerii sunt foarte apropiați de biserică și își caută răspunsul la întrebări, în ciuda publicității negative pe care toată lumea încearcă să o facă bisericii, că biserica e învechită, că e pentru oamenii bătrâni, că ea este depășită și tot așa. Vedem, da. ați dat exemplu de cei care în viața lor li se întâmplă ceva și deodată își schimbă viața la 180 de grade. Într-adevăr, minunile din credința noastră răsăriteană se produc la nivel profund în ființa umană. Putem vorbi despre ședințele de psihologie, de psihiatrie, care pot găsi un remediu pentru o anumită boală psihică. Dar, în momentul în care se produce o, o minune la nivelul profund al omului, acesta se poate schimba la 180 de grade de și adevăr. poate deveni un adevărat sfânt în viață. Totodată trebuie să amintim faptul că în data de 30 luna aceasta sărbătorim pe Sfântul Apostol Andrei, care a încreștinat România. Care a încreștinat România și chiar se dă startul sărbătorilor de iarnă. Copiii mici se bucură că e primul moș care vine, și Moș la Andrei. Sfântul, da? Și apoi la Sfântul Nicolae, la Moș Nicolae. Da, înainte să vorbim de Sfântul Andrei, că o să zicem câteva cuvinte și despre sărbătoarea aceasta. Într-adevăr, ai mare dreptate cu tineretul. Deci, marea majoritate a tineretului, nu zic toți, pentru că sunt și care sunt cu calculatorul, cu altceva, pe tabletă, cu jocuri, sunt și din aceștia cu droguri. Dar ai observat că la noi în biserică citim mereu rugăciuni pentru luminarea minții tinerilor și pentru sănătate. Sunt foarte, foarte mulți tineri care sunt preocupați foarte mult de, de ce se întâmplă în viața aceasta, dacă viața omului se termină aici sau mai departe merge. Și de aceea încercăm cu copiii cât mai frageți. Ai văzut, vin la împărtășit și suntem foarte apropiați de ei, le dăm o ciocolată, le dăm ceva. Ca, după aceea ai văzut până când ajung și ei la rândul lor părinți și vin cu copiii din nou, vin în continuu la biserică și îi aducă Eu sunt aici din 1999, nu, din, 98, de 99, 99, da. Deci de mulți ani. Am prins am părinți pe care i-am botezat da? Și vin cu copiilor la botezat acum. Și iată că a dat roade. În preot, dacă stăm mult într-o parohie și este apropiat de oameni și oamenii îl simt ca făcând parte din comunitate, iată oamenii vin cu drag la biserică și se întorc. Ceea ce tu dai credincioșilor, credincioșii îți întorc. Și ai văzut că avem foarte mulți tineri. Și într-adevăr sunt preocupați. E... O mulțumire foarte mare pentru un preot când vezi că ai biserica plină de tine. Acum revenind, tot vorbind de bogați, iată Sfântul Apostol Andrei. Sfântul Apostol Andrei care a întemeiat, care a adus creștinismul la noi. Este cel care a propovăduit cuvântul lui Dumnezeu pe teritoriul patriei noastre. Iată, noi creștinismul la noi este apostolic. Nu a venit nu știu cine după 100 de ani sau 1000 de ani sau 1500 da. de ani să ne creștineze. Chiar Sfântul Apostol Andrei, primul chemat, a lăsat totul. Știi că Sfântul Apostol Andrei era numit de ceilalți apostoli apostolul lupilor. De ce? Pentru că venise în cea mai sălbatică zonă. Da. Da? Știi că România era plină de păduri, nu ca acum. Atunci aveam mai pădure. Mai e mai puțin plină de pădure. Și avem foarte multe uh, izvoare istorice, arheologice, care ne arată că Sfântul Apostol Andrei a trecut pe aici. A fost prima dată în Peștera, avem Peștera Sfântului Apostol Andrei, avem izvorul Sfântului da. Apostol Andrei, avem multe în Dobrogea. Dar nu numai în Dobrogea. Iată, avem mănăstirea de la Câmpul Lung, de la Nămăiești, Nămâiești. în care, tot așa, tradiția spune că. A vizitat-o Sfântul Apostol Andrei și într-o peșteră a intrat, unde este mănăstirea, de fapt, că mănăstirea, ai văzut, este într-o peșteră și foarte puțin construit, când a intrat acolo acum 2000 de ani și era acolo un, un loc de închinare pentru zamoxle. Și a zis, nemoest, că nu mai era nimeni acolo, pleca cei no. care slujau. Și a lăsat icoana, mai Domnului, o icoană foarte veche acolo, care se presupune că a fost pictată de Sfântul Apostol Luca, și dată, de sfânt, dată tuturor apostolilor care au plecat să propovăduiască cu mai ca Domnului, ca să-i călăuzească și să-i întărească în credință. Și iată că este o uh, origine apostolică uh, 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 și mănăstirea respectivă. Și după multă vreme, un cioban care dormea deasupra, a visat că o să găsească o comoară acolo, a săpat și a găsit icoana aceasta și acum e o mănăstire foarte frumoasă de maici. Au și o Casă de copii acolo, foarte da. frumos s-au dezvoltat. Și iată Sfântul Apostol Andrei care își lasă totul, deși era și el tânăr când a plecat la propovăduit, și a lăsat familia, cum i-a zis Mântuitorul, lăsați toate și vă voi face pescar de oameni. Iar ei în clipa aceea au lăsat absolut totul și au plecat și au urmat Mântuitorul Iisus Hristos. Iată tânărul acesta care nu poate să se lepede de avere și Sfântul Apostol Andrei care a lăsat totul, care este acum în împărăția lui Dumnezeu și este și... În, în, în cât mai apropiat de Mântuitorul, că a fost tot timpul da. apropiat de Mântuitorul și Iisus Hristos. fratele Sfântului Apostol Petru. Sfatele, fratele Sfântului Apostol Petru. Dar e primul chemat la apostolat. Da. Și uh, și-a lăsat absolut totul și a venit într-un ținut, gândește-te, foarte sălbatic era. Apostolul Lupilor, cum ți-am zis. Dar uh, totuși când a venit aici, trebuie să știm că uh, dacii aveau o credință monoteistă. Știm că Zamoxe era... Figura centrală a credinței lor, care avea și el tot 12 apostoli. Da. Foarte apropiată. De aceea s-a încreștinat atât de ușor zona aceasta. Pentru că venea creștinismul exact ca o mânușe peste credința lor. Vă mulțumim pentru frumoasele cuvinte. Dragi credincioși, acum vom asista împreună la Sfânta Liturghie. Doamne, ajută!